Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumim pentru că ne primiți în casele dumneavoastră în fiecare seară de sâmbătă, în fiecare săptămână. La cină este emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masă și pentru a le oferi o porție mare de întrebări cu mult gust. Invitatul nostru din această seară este designer de pantofi. Ce poate fi mai frumos pentru noi, doamnele? Pantofi și poșete. Ne este oaspete la cină Mihai Albu. Bun găsit, Adi! Bună seara! Ce mai faci? Bine, mulțumesc! Uite, mă pregătesc să vă fac ceva de mâncare. Mai exact ce? Mai exact, să zic, escalop de pui, ca să nu mai înțeleagă nimeni ce am spus. Deci? Că era cândva în meniuri, se găsea peste tot. Escalop de pui cu ciuperci, de obicei, escalop de nu știu ce, escalop de nu știu ce. Piept de pui cu unt și cu niște flori, cele de-astea de broccoli, cu un pic de ceapă, o iarbă, două, o lingură de smântână slabă, că am înțeles că domnul nu mănâncă gras și aia e tot. Și unt o să pun foarte puțin. Foarte puțin, dar ai scos deja foarte mult și vreau să-ți amintesc, adică tu ai spus-o mai de mult, dacă va fi să dai faliment, o să o faci din cauza untului folosit la mâncare, dar... Este foarte adevărat, dar nu înțeleg unde vezi tu foarte mult unt aici. Și oricum nu-i de la noi, e de la Selgros, nu? Exact. Hai, rețeta. Rețeta, dragii mei, că e simplă și ușoară și de data asta. Ce e un escalop? Ca să nu lăsăm lucrurile așa între noi și să ne trezim cu dușmei din temirce. În principiu este o bucată de carne fără os, pe care, într-un fel sau altul, ai făcut-o mai subțire, ai aplatizat-o, poți să o și bați un pic cu ciocanul, cum ai bate-o pentru șnițel, poți să o dai după aceea prin făină, dacă vrei, și să o gătești într-un fel, sau poți să nu o dai prin făină, că n-o fi foc. Încă n-am decis dacă escalopul meu de pui o să treacă și printr-un strat foarte subțire de făină sau nu, dar dacă decid asta, o să vedeți cu siguranță în această rețetă, care, mă rog, se face cam așa. Mai întâi iau puiul, îl aplatizez, așa cum ziceam, fără să-l bat cu ciocanul, pentru că are fibra destul de delicată, îl condimentez, poate îl dau prin făină, poate nu îl dau prin făină, și apoi îl frig pe parte și pe alta, în puțin unt, cu niște ceapă pe care am mărunțit-o, cu un pic de usturoi, și când văd că începe să se frigă binișor și ceapa să se caramelizeze, ton pe deasupra niște vin alb, și cam asta e tot în ceea ce privește puiul. Lângă el, niște broccoli, pe care îl pun în apă cu sare, să clocotească un minut, un minut și jumătate, îl scot acolo în apă cu gheață, să-i fixez culoarea, și după ce se hodinește un pic, un minut, poate două, îl arunc în tigaie cu un pic de unt și cu usturoi și cu sare și gata. Mihai Albu este cu noi la cină. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Mi s-a părut mie sau un pic mai devreme te-ai uitat la sandale? E de pe profesional? Uitat, da. De fiecare dată faci asta? Două lucruri la care mă uit. Dacă sandalele se potrivesc ținutei și, se potrivesc? Și le rămână dacă arată bine degetele. Și am trecut testul? Da. Am tocuri de 11, apropo, câte ore am voie să stau? Două. În picioare? Două ore? Bine, atunci hai să ne așezăm ca să nu pierdem timpul, te rog. Mihai Albu, cine ești și de unde vii la ora asta? Vin de la atelier. Mă grăbesc spre casă, așa, sunt în trecere pe la voi. Am avut o zi destul de plină. Și partea întâi a întrebării, cine ești? Un arhitect. Așa te-ai descrie pe scurt. Mm-hmm. Bine, uite, formatul unui emisiunii noastre ne duce cu ani în urmă în vremea copilăriei și aș vrea să te întreb cum erai în primii ani de viață. Ți-amintești când ți-ai supărat foc părinții prima dată? Nu, prima dată nu mi-amintesc, dar mi-amintesc că sigur îi supăram. De multe ori am fost destul de năzdrăvan, destul de agitat. Vreau să petrec cât mai mult timp cu băieții în fața casei. În sfârșit, făceam multe năzdrăvănii. Eram destul de, cum v-am spus, destul de neastâmpărat și cam bătăuș, așa. Aveam așa un grup de vecini și eram destul de agitați cu toții. Ai și un frate mai mare, am nu? Un frate doar cu 10 unul? Ani. Unul. Eu cu 10 ani mai mare ca mine. Deci nu ți-a fost partener de... Nu. Era cel care atunci când aveam probleme mă apăra. Îl chemam imediat să facă disciplină. Dar cu ce te supărau ceilalți copii de simțeai nevoia să le
Eram destul de energic, destul de agitat, vreau să fiu, să ies în față, să conduc, să spun ce să facem cu toții, să dau ordine și nu prea mă ascultau și atunci mai abțigueam. Lider de mic? Așa am încercat, dar în tinerețe nu mi-a reușit. O notă scăzută la purtare nu, ai avut vreodată? Purtare nu. La purtare nu, dar am fost un mediocru spre bun. Eram desenator de mic și la mine toate caietele erau mâzgălite cu tot felul de desene, cu soldăței, cu mașinuțe, cu tot felul de desene. Deci nu desenai pantofi sau poșete? Nu, atunci desenam ce putea plăcea unui copil, căpuști, în sfârșit. Ce erau? Soldăței, tancuri, mașini. Indieni, da, de asta. Cowboy. Copilăria ta a fost în vremea regimului Ceaușescu. Ce ți amintești din acea perioadă a interdicțiilor? Păi mi-amintesc tot. Eu aici aș avea o oarecare remarcă de făcut. Eu am dus-o destul de bine, pentru că în 81 am intrat la Institutul de Arhitectură, unde am avut destule privilegii ca student arhitect, pe lângă că aveam părul foarte lung, foarte lung, până la jumătatea spatelui. Mă oprea miliția să mă tundă și le arătam că sunt la arhitectură și mă lăsau în pace, în sfârșit. Dar de ce erai privilegiat fiind student la arhitectură? Arhitectura avea un oarecare statut, mai de artiști, mai de... era o facultate de elită. Eram 30 de studenți pe an pe țară. Se intra foarte greu și atunci eram oarecum mai înțeleși. E, cum v-am spus, aveam părul lung, aveam angajați, aveam atelier, lucram cu angajați pentru fondul plastic. Îi plăteam, se știa lucrurile acestea și uite că nu am fost sancționat, dar sigur în... Arhivele acelea probabil că m-au denunțat mulți. Părinții ce făceau? De la 16 ani am crescut fără tată. Tatăl meu a decedat în 1978. Aveam 16 ani. Am crescut doar cu mama. Mama nu și-a mai refăcut viața. M-a îngrijit pe mine. Am fost prioritatea ei numărul 1. M-a ajutat foarte mult. Meditații, consiliere de toate felurile și ca dovadă am reușit. Cineva din familie era pasionat de desen? De unde? Nu. Asta a fost marea mea problemă în adolescență, mai ales. Fratele meu, inginer electronist și cibernetician. Două facultăți făcuse, deci facultăți tehnice, să le spunem. De altfel a și plecat din țară, nu? La un moment dat. Da. A plecat după Revoluție, a plecat definitiv în Canada. E, și nu aveam înțelegere de la el. Ce prostie asta cu desenul, arhitectură, păi ca să intri la arhitectură trebuie să știi să pictezi. Eu am zis, nu, la arhitectură nu trebuie să pictezi, trebuie să desenezi. Ceea ce e diferit. Pictezi, e puțin diferit. Că ai tușă de artist, că ai talent la desen, sigur, asta e implicit și trebuie înțeles că nu poți să faci o facultate de artă fără să stăpânești desenul în toate formele lui. Și a fost un fel de frână pentru mine, fratele meu, pentru că a încercat să mă orienteze către ASE, către Politehnică, iar eu nu aveam... Inginer, economist, meserii care... Firești. Când am intrat la arhitectură, nu am mai zis nimic. Dar ți-ai explicat vreodată cum a început pasiunea asta? Știu că am desenat. Mie îmi plăcea să desenez. Când în primii ani, așa, clasa 1, a 2, a 3, a 4, să zicem, în primar, desenam prostioare, ce se desenează atunci, dar le desenam, aveam atracție către culoare, către formă, către, căutam tot felul de linii. În adolescență deja aveam stil. Eu când mergeam, de exemplu, la mare, mai pe la 15-16 ani, de exemplu, stăteam pe faleză și făceam portrete. Cu asta m-am ținut vara la mare. Ți-aduci aminte primii bani ce ai făcut cu ei? Îmi plăteam cazarea ca să mai stau la mare să fac alții.
Cam asta era. Reinvesteai, era, practic. Reinvesteam cumva. Cât stăteam mai mult la mare, bine, cheltuielile creșteau normal, că trebuia să plătești hotel, cazare, mâncare și alte minuni, dar le plăteam din, nu din banii casei, din, de acasă, de la mama, ci de la mine. Mai faci portrete azi? Am mai făcut, da? Dar mult mai rar, da. Am depășit, acum sunt un pic mai abstract, acum caut niște linii mai altfel. Atunci erau realiste, erau portrete 1:1. Nu aveam înclinație către caricatură. Erau exact așa, poză. Poză. Desenai când nu stăteai la coadă la butelie, la lapte, la pâine, nu? Ai prins acea perioadă, desigur. Am prins-o, dar cum v-am spus, eu m-am descurcat întotdeauna, mai făcut un bănuț. Și mai aveam acces la casa de comenzi. Nu foarte mult, dar oricum. Pe sub mână, pe cum sub se mână, zice. Da, dacă aveai prietenii potriviți, deci era cu descurcăreala. Asta e. Poți să spui că s-au prescris faptele. Da, s-au prescris. Era cu descurcăreala. Aveai un prieten, îi dădeai, poți să spun orice? Îi dădeai nesul și pachetul, cartușul de țigări și aveai mâncare. Cam ăsta era prețul. Bucureștean jet by jet. Da, bucureștean. Eu sunt prima generație de bucureșteni. Ai mei, mama din Chișinău și tatăl meu din Ardeal, din Alba Iulia, Lancrâm, satul lui Blaga. Pentru că e gata masa, propun să facem o scurtă pauză, tocmai pentru a nu lăsa să se răcească ce avem în farfurie. Ce bine arată! Wow! Aici avem un escalop de pui cu broccoli. Te rog, mulțumim, Adi. Mă bucur tare că a făcut exact ce i-am spus să facă. Adică să nu fie gras. Da. Să nu fie gras. Bun, am înțeles, Mihai, te-ai descurcat în studenție, ai făcut bani mult mai mulți decât colegii tăi. Colegii mei nu aveau probleme acasă. Eu, din cauza faptului că nu prea aveam acasă, munceam mai mult. Munceai? În afară de desen, ce mai făceai? Dădeam meditații la desen. La desen. Făceam proiecte pentru studenții străini, proiectele de an. Așa, făceam mărțișoare, felicitări, lucram pentru fondul plastic, făceam bine. Ai dus-o bine și după ce l-ai cunoscut pe Dinu Patriciu, nu? Care este legătura ta cu omul de afaceri? Ideea este că înainte de a hotărâ să dau la arhitectură, cum v-am spus, desenam foarte mult, îl stresam pe fratele meu cu desenele mele, toată ziua, bună ziua, aveam probleme și cu profesorii, că tot așa caietele mele erau pline și de desene. Mama nu prea înțelegea ce e atâta de sen, ce atâta joacă, pune mâna și învață. Da, o meserie, nu joacă. Și până la urmă, a zis, domnule, dacă îi place să deseneze, să dea unde vrea el. Frate, nu și nu, faci ori ASEU, ori Politehnica, facultăți tehnice, să le spunem. Și la un moment dat, mie mi s-a părut că am înclinație extraordinară către pictură. Și am încercat să mă pregătesc pentru Bele Arte, să dau la secția pictură de la Universitatea de Arte. Am luat niște meditații și mi s-a spus de acel meditator că aș avea o gândire foarte tehnică și foarte riguroasă, că mi-e place lucrul bine gândit, bine făcut și înainte de a pune creionul pe hârtie, gândesc și nu las mâna să facă ce vrea. Atunci mi-am dat seama că poate are dreptate și m-am orientat către arhitectură, unde tot de bază desenul, dar acela de proiectare, acela riguros, acela bine gândit. Și am ajuns prin anumite relații și cunoscuți să fac meditații cu Dinu Patriciu. Deci a fost meditator. Meditator inițial, da. Și de când m-a văzut, mi-a dat niște teste să vadă cam pe unde mă situez și a zis, domne, eu te bag la arhitectură. Deci merită să mergi mai departe. Asta am făcut. N-am intrat din primul an. N-am intrat nici a doua oară. Am intrat abia a treia oară. Asta înseamnă că ai făcut armată?
Nu, n-am făcut armata pentru că am reușit să nu fac armata. Noi nu ne temem de muncă și de armată pentru că știm să ne ferim de ele, e, nu? A fost așa, am amânat armata când am căzut prima dată, am amânat armata. A doua oară, iar am amânat-o încă un an. E, a treia oară am intrat. Când am intrat, era aceea că a intrat pe locurile de zi, nu de cei care merg în armată și vin după aceea, după 6 luni, un an de fapt. Așa, și am intrat direct. Ai ocolit-o elegant. Când am terminat facultatea, era Revoluția și nu s-a mai făcut armata. Tot Dinu Patriciu este și cel care ți-a deschis apetitul pentru afaceri, pentru că ți-ai făcut o firmă, din câte știu, a fost a cincea firmă din România, nu? Da, da, m-a luat, eram în ultimul an, se numea anul de diplomă, ne dădeam diploma și dânsul a considerat foarte, așa a zis, cu domnul Liceanu, Dinu Patriciu, în sfârșit, ne-au ținut niște prelegeri, cum că noi vom da președinții țării, noi vom da regimul comunist la o parte, noi vom face, vom ridica România, generația de nepătați în comunism, așa ne numea Liceanu. Dinu Patriciu a zis, domnule, pentru chestia asta trebuie să vă deschideți firme, toți, și ne-a luat pe toți, din anul meu, pentru că eram anul acela terminal, și ne-am dus cu toții să ne deschidem la Registrul Comerțului, cum era pe atunci, să ne deschidem firme. Ce obiect de activitate ai avut? Păi era chiar lângă mine și mi-a zis, zice Adinu, trece tot, tot, tot ce știi tu să faci, trece. Și am trecut cât am putut, n-am, și organizare evenimente, și proiectare, design industrial, proiectare de automobile, proiectare de bormașini, orice, orice. Și ai ajuns până la urmă la pantofi. Fac design de produs, că este pantof, că este geantă, că este un pahar, că este o bormașină, că este un automobil, tot design de produs. Poate să fie design industrial sau design de casă, de exemplu. Și ce ai făcut de fapt? Pantofi, poșete? Da, curele, portofele, părchei, de toate, de toate, tot ce ține de pielărie. La un moment dat am încercat și haine de piele, dar nu prea aveam material suficient. Și m-am specializat în încălțăminte ulterior. Eu am început cu marochinărie mai mult. Dar la un moment dat s-a evit ocazia să cumpăr niște utilaje, niște mașini de cusut specializate de încălțăminte și atunci am investit tot ce aveam în încălțăminte și am avut succes, da, în sfârșit. Un succes care a fost și notat ca record la un moment dat, nu? Două recorduri, două, cred, da, că ai. Da. Unul este un toc de 31 de centimetri. Da, 31 și al doilea 37. 37 bine. De centimetri sunt înseamnă respectate. Așa, nu? Chiar dacă n-am făcut Politehnica, am studii de matematică. Noi la arhitectură am făcut matematică. Și totul e bazat pe calcul. Efectul de trunchi de piramidă, descărcare, centre de greutate, momente de răsturnare, săgeată la vârf, toate dacă le calculezi, încălțămintea respectivă este și comodă, se merge chiar relativ ușor, pe, da? Pe doar să n-ai amețeală. Da, 37. Asta n-ai vertij, să nu suferi. Să n-ai vertij, să nu pierzi aerul că ești deasupra. În rest, e adevărat că trebuia să făcute repetiții, pentru că la un moment dat ți se pare așa de comod, pentru că începi să fugi sau să faci pasul foarte mare. Nu, pasul trebuie să fie ca de geisha. Așa, pași mici, cu păstrarea centrului de greutate. Sigur, nu e o încălțăminte, e o încălțăminte spectaculoasă, e o încălțăminte de show, e o încălțăminte de podium, nu s-a vrut altceva. Nu o purtăm la cină. Nu. Ai impresia că o să se rupă, o să cadă, nu e prindere, nu se poate merge și tocmai asta am încercat să demonstrez cu acea colecție. Ei, în acea colecție am avut tocuri destul de înalte, tocmai începuse fenomenul Lady Gaga, cumva, și am încercat să am înălțim de 18, 20, maximum 24 de centimetri. Toată colecția așa era. Dar mireasa colecției, așa e ultima piesă, cea care înglobează direcțiile celorlalte piese din colecție, să fie una mai spectaculoasă, de obicei apare la sfârșit,
și să puncteze cumva colecția, să iasă, să se facă remarcată. Eu nu m-am gândit vreodată că va fi record mondial, nici prin gând nu mi-a trecut. Dar dacă unii au considerat că n-a mai făcut nimeni așa încălțăminte pe care se poate merge și să aibă așa un toc, da, foarte bine. Să fie primit. Da. Aici am o povestioare, pot să povestesc. Când am intrat în prima dată, fratele meu în Canada, în Vancouver, s-a dus la bancă dimineața, în banca lui. A intrat în bancă și era un ecran uriaș, dar fără sonor. Cine era pe ecran? Eu. A avut un șoc. N-a apucat să citească urmări ce scria pe bord. El, da, s-a gândit, m-a sunat în secunda de ce ai făcut? Ce-ai ai făcut pus rău? O bombă? Ce ai făcut rău? Ce? A zis, nu, am făcut un record. Ah, m-am liniștit. Nu înțelegea ce se întâmplă. Era CNN. Care vorbea despre recordul tău. Ce un nebun din România a făcut. Cine sunt clienții tăi? Ai un profil al clientului care îți calcă pragul? Nu mai este același ca pe vremuri. Înainte, clientele mele erau acelea care făceau shopping, făceau cumpărături, că le plăcea. Acum, clientele sunt acelea ca au nevoie. Fac shopping de nevoie. Fac shopping de vinzi nevoie. Mai mult în țară sau în străinătate? Hai, peste tot. Sunt luni mai bune în țară, luni mai bune în afară. Depinde. Nu știu, nu pot să fac. Dar dacă tragem, după un an de zile, tragem o linie, sigur, România pe prim loc. Și mai sunt iarăși clientele mele românce, dar plecate în afară, care mă cunosc. Foarte, destul de rar observ comenzi cu nume străine. Uh-huh, uh-huh. Tot românce. Ah, că e de acolo, că e de acolo, că e de acolo, din toată lumea. Ai idee cam câte românce ai încălțat în ăștia aproape 30 de ani? Știți, chiar zilele trecute mă gândeam la un moment dat. Eu am acele etichete care vin cu sute pe branț în interiorul încălzămintei. Și comanda minimă pentru acele etichete este de 5.000. 5.000, deci nu poți comanda mai puțin de 5.000. E, eu nu m-am permis niciodată să comand dublu, adică 10.000. Comanda minimă, 5.000. Și sunt la 20 și ceva, 20 și ceva. Am stat să mă gândesc, deci nu pot să... 20 ori 5.000. Cât rezultă? 100.000. 100.000 de românce... Au fost încălțate de Mihai Albu. Sunt unele care și-au făcut 17 perechi. Da. Am sunt clientele, clientele de pe vremuri erau acele cliente care apăreau de două ori pe an, când începea primăvara și când începea toamna. Și comandau câte 15-20 de perechi. Sunt pretențioase româncele, clientele tale? Da, foarte, 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 foarte. Mai ales acum pandemie și după pandemie sunt mai calculate de 100 de ori. Și mă deranjează puțin, dar eu înțeleg, pentru că probabil aș proceda și eu la fel, încearcă să negociez. Asta nu mi-a plăcut niciodată, dar uite că în ultima vreme se negociază. Ca la piață? Ei, nu sunt chiar la piață, dar dacă îți comand două, mai lași. Adică am ajuns un pic de vindem castraveți. Ca la piață, ce spunea? Un pic. Ai amintit un pic mai devreme perioada pandemiei. Ce ai făcut 2 ani? Pentru că nu au mai fost petreceri, nunți... Am încercat să găsesc soluții. Am găsit soluții nu foarte... Adică inspirate, dar nu m-au scăpat de pierderi. Am încercat să fac încălțăminte de zi cu zi. Încălțăminte, chiar am scos o linie, dezvoltat o linie care poartă numele fetiței mele. Încălțăminte de toată ziua, sneakers, încălțăminte preta. E o colecție inspirată de ea? De multe ori m-am sfătuit cu ea. Chiar sunt vreo două modele la care a ales ea culorile și texturile. Ce ales? Dacă era după, a ales ciclamen și animal print în aceeași pereche, da? Eu da, n-aș da, fi da. Pus ever așa ceva. Da, vizual, acum încerc să vizualizez, da, arată da. Bine. Da, chiar arată bine și am avut succes cu acel model. Vezi, să-ți asculți copilul. Da. Merge da, pe da. Urmele tale, e pasionată de zona asta? Îi place să deseneze, din totdeauna, să coloreze. Hai să, dacă fac o paralelă cu mine, nu așa de mult cum am făcut eu.
Dar e posibil, acum? Având sprijinul și al meu și al fostei soții, al mamei ei, sprijinul către desen, eu nu l-am avut. Eu am desenat ca am vrut eu și m-am ținut. La ea este și încurajată și lăsată să se exprime și lăsată să inventeze, să caute, să privească, să așterne pe hârtie. Eu mă loveam de chestia asta. Întotdeauna, cum stăteam, desenam, când venea cineva, închideam. Adică era o frică. Nu era în regulă. Nu m-au înțeles. Nici cei din familia mea, nici prietenii, nici profesorii, nimeni. Era un fel de nebunul ăla de albu. Na, cine se crede? Un Picasso? Cine? Na. Eu cum prindeam pe cineva, făceam un portret, asta era, semnătura mea era rezultată dintr-un desen, apăreau și floricelele și niște iarbă și când eram mic. Așa era când îmi scriam eu numele, nu era, era cu arabescuri, cu florituri. Cu... Deci te-ai crezut un Picasso? Nu m-am crezut, nu, că nu știam pe atunci când eram mic. Iar după aia că era o jignire, nu? Era, mă încercau să mă minimalizeze, să mă facă să-mi fie rușine cu mine. Câte ani are fata ta? Are 13, abia i-a făcut în 1 octombrie. Mulțumesc mult. Cum ești ca tată? Un pic dat la o parte, că așa se întâmplă. Trebuie să fie mamele mult mai deschise în a lăsa să se dezvolte o relație fică-tată, să se dezvolte mai firesc și mai cursiv. Am un program de vizitare care ba se respectă, ba nu se respectă, în sfârșit. Așa cum procedează foarte multe femei. Îi faci pantofi? Am făcut sneakers. Poartă sneakers și ei, pe care scrie Mica. Și ea când poartă sneakers, e cu semnătura ei, ca și cum ea i-a făcut. Da. Frumos. Ce crezi, e mândră de ce face tata? Da, cred că da. Eu am încercat, de exemplu, să fac să deseneze pantofi. Pantoful, în momentul în care îl desenezi, are niște linii de compoziție. Deci poți să-i faci artistic sau poți să-i faci riguros. La ea nu e riguros. Da? S-ar putea să aibă mai mari inclinații către arte plastice și nu către arhitectură. Când desenezi un pantof, cu ce începi? Cu tocul? Nu. Cu grinda, cum ar veni. Grinda este cea care ar trebui să fie paralelă cu solul. Uh-huh. La pantof este glen cu branțul. Branțul. Da? Este linia de compoziție a pantofului care îi dă și înălțime. După care faci tocul, că trebuie să aibă și un stâlp. Se sprijină fiind o oblică, da? Se sprijină în partea din față pe sol, dar călcâiul rămâne în aer. Atunci trebuie un stâlp acolo. Stâlpul este tocul care poate fi de enși pe mii de forme. Aici începe arta, să zicem, creația. Că, poate, în funcție de tendințele din modă, din momentul respectiv. Că tot în am funcție ajuns de... aici. Ce purtăm? Păi se poartă albul. Mihai Albu, dacă da. 007. Da. Dacă anii trecuți, până anul trecut, am avut colecție de cizme peste genunchi și ghete tip botină, adică la baza gleznei, acum am ghete la jumătatea gambei. Deci sunt un pic mai înalte, cu tot felul de compoziții. Vârf ascuțit, vârf pătrat, cu tocurile aferente, pentru că nu se pun tocurile din stilul pătrat în față la vârful ascuțit și nici invers. Sunt niște, nu neapărat reguli, că ele nu sunt reguli, dar vedeți, în casele mari de modă care lansează anumite tendințe, nu poți să iei vârful de la un stil cu tocul de la alt stil. Nu mai ești chiar singur pe piața pantofilor din România? E dură concurența? Da, nu știu. În primul rând sunt toate brandurile de afară. Asta... Mă refer la branduri românești. La branduri românești. Nu prea le cunosc, dar știu că sunt ateliere multe. Care a fost cea mai mare mărime de pantof pe care ai făcut-o pentru femei? Pentru femei 46.
46. Da, am fost asociat, în sfârșit am avut o linie împreună cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, am fost partener pentru 4 ediții la rând, Beijing, Atena. Am făcut încălțămintea de defilare și de călătorie pentru olimpicii noștri, care au făcut deplasările acolo. Bineînțeles că erau și gimnastele care purtau 30, erau și handbalistele și canotoarele care purtau 45-46. Deci 30 ar fi cea mai mică pereche de pantofi de damă, de damă, dacă da. Vorbim despre adulți, nu adulți, despre... Da. Erau, ele erau domnișoare, dar erau micute de statură și purtau puțin. Oricum, 14-15 ani mi se pare că e limita la gimnastică. Da, 30 purtau, 30-31. Da. Iar canotoarele, de la 44 în sus. Ce trebuie ca să faci business, ca să faci afaceri? Școală de business sau talent? Ce cântărește mai greu? Eu nu am făcut nicio școală de business. Eu am avut întotdeauna impresia despre mine că orice am visat noaptea, am pus în opera a doua zi și s-a și vândut. Asta a fost la mine strategia. Nu știu dacă e strategie, în sfârșit, asta făceam. Așa am reușit eu. E un simț, practic, nu? După aia, cu afacerile, într-adevăr. Poate dacă aș fi avut anumite deschideri pro școală de afaceri, poate aș fi investit, poate aș fi făcut. Eu am considerat întotdeauna afacerea mea ca un hobby. Am făcut cu atâta plăcere. Mi-a plăcut relația cu clientele, cu clientele mele, să le sfătuiesc, să le ajut să-și aleagă încălțămintea potrivită pentru evenimentele la care luau parte, un fel de slujitor al piciorului femei. Au fost momente în care le-ai refuzat pe doamne? Adică cereau, nu știu, un toc de 11 și le spuneai că totuși la o nuntă 6 e mai potrivit ca să danseze? Eu doar le atrag atenția. Le spun la ce eveniment luați parte. Sunt mireasă. Vă rog să vă gândiți la un toc ceva mai mic. Nu, că îmi place acela. Bine, atunci faceți-vă două perechi. Să se schimbe ca și să atunci ieșeam și eu, bine. Da. Faceți-vă două perechi la mine. Da, două perechi la mine. Una de 11. Sunt tot felul de trucuri în încălțăminte și nu numai în încălțăminte, dar sunt trucuri. Se mai poate pune un platou în partea din față, să mai preia din căderea de nivel. De exemplu, poate să fie tocul de 11, dar dacă ai un platou de 1 cm și jumătate, ajungi pe tocuri de 10, nu? Adică 10, mai confortabil. 9,5, sigur, 9,5 e ok. Da? Și altele, în sfârșit, chiar și în pantofi se poate pune în interior o talpă, un platou mascat, care nu se vede, dar mai preia din înălțimea tocului. E truc care se folosește peste tot. Fetele înalte, foarte înalte, pot purta tocuri înalte? Mie îmi plac femeile înalte, în sfârșit, da. Deci pe mine nu mă deranjează niciodată dacă o femeie vreodată este mai înaltă ca mine. Așa că pasă parte ce tocuri vor, cât de înalte vor. E adevărat că atunci când partenerul este mic de statură, atunci pare jignitor. Dar dacă este un om normal, în sfârșit are medie sau peste medie, înălțimea medie la bărbați, atunci nu se mai consideră lucrurile astea, că este ea prea înaltă sau că poartă tocuri prea înalte. Dar eu încurajez lucrul acesta. Mă întorc la partea asta de afaceri. Ce s-a schimbat în ultimii 30 de ani în zona de business în România? Au fost momente în care ai simțit, nu știu, că statul român ți-a pus piedică atunci când tu voiai să faci ceva și n-ai putut, nu, din pricina unor interdicții? Nu, piedici nu am avut, în schimb nici ajutor. Poate ar fi fost anumite momente în care dacă ar fi fost anumite programe de încurajare sau de, în sfârșit, nu știu, niște credite probabil date cu dobânzi mai mici, în anumite momente cheie, atunci când duduie economia, îți permit să mai faci lucruri din acestea.
Când nu duduie economia, sigur, n-ai de unde să sprijini. Dar am avut momente când duduia, nu? Am avut un prim-ministru care spunea că duduie economia. Că păi dacă atunci duduie da. Economia, duduie. Hai să ajutăm. Acum poate să explodeze. Ăla a fost un moment, nu? Și alte momente când a fost acel boom de piață imobiliară, când se făceau banii la telefon. Nici măcar nu trebuia. Erai la strand și suna telefonul. Ți se oferea, de exemplu, un teren, tu sunai mai departe, îți mai puneai un dolar sau cum era pe vremea aceea, peste prețul acela pe metru pătrat. Dacă se vindea, tu îți luai partea, dar tu de fapt nu făceai nimic, tu mutai informația. E, atunci când duduiau lucrurile acestea, banii se aduceau și din afară, se făceau destul de ușor, atunci trebuia sprijinit mica industrie, chiar industria în general. Atunci dar n-ai simțit bani. Așa o mână pe umăr din partea statului român? Dimpotrivă, te-ai lovit cumva de nedreptăți? Cumva. Da. Nu, nedreptăți nu. Nu știu. Nu. Cu asta cu nedreptăți eu nu pot să judec acum că impozitul e prea mare sau că taxele sunt prea mari. Nu sunt nici în măsură. Probabil asta este din calculele lor de gestionare economică la nivel național. Dar eu nu am așteptat ajutor. Aș fi acceptat un ajutor dacă era unul deștept care să încurajeze atunci când sunt bani. Când bugetul e doldora, atunci poți să ajuți, atunci poți să urci, atunci poți să ai o explozie. Asta n-am simțit de la nimeni care a fost la conducere vreodată, că atunci când merge bine, nu au investit. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi. Întors suntem la cină cu Mihai Albu în această seară, designer de pantofi, un artist toată viața. Vreme pentru pasiuni mai ai, dincolo de pasiunea aceasta proverbială deja de a face poșete și pantofi? Ei, sigur, mai am, joc tenis, de mic copil, am jucat tenis, nu neapărat, nu la mod profesionist. Nu bați pe Halep. Nu. Dar nu știu dacă mă bate ea pe mine. Nu, glumesc. Nu. De distracție, de joc. Și am jucat săptămâna, nu știu dacă am pierdut la viața mea vreo săptămână în care să nu joc tenis. Pe cine mai scoți astăzi la cină? Am pe cine. Am pe cine. Ce te emoționează profund, până la lacrimi chiar? Da, fetița mea mă emoționează când aflu câte ceva despre ea, când mă sună, asta pe primul loc, și mama mă emoționează, mama are aproape 95 de ani și... Mulți înainte să fie sănătoasă. Mulțumesc mult de tot. Are o sănătate destul de precară, dar mă ocup... cât se poate o îngrijesc, e în îngrijirea mea, 24 din 24, când lipsesc am pe cineva care stă cu mama circa 8 ore și mă emoționează tot ce îi se întâmplă. Care este cea mai mare realizare din viața ta? Aia, fetița. Poți să ne dai un exemplu în care fetița ta te-a emoționat profund? Ah, sunt multe. O amintire dragă ție. Cu ea. Da, nu știu, când ieșeam în parc, doar noi doi și ne distram împreună, ne alergam, ne făceam jocurile noastre, deși erau și alți copii, ea se juca cu mine. Asta mi-a făcut mare plăcere întotdeauna. Eu tot ziceam, du-te la copii, adică să stau și eu puțin, ea se juca cu mine. Dar până la urmă intram în jocul acela și mi-a plăcut mult. Regreți? Este marele tău regret că nu mai aveți timp foarte mult împreună? Da, regret. E marele regret, da. Ei, trăiește într-un fel în altă familie. Chiar dacă eu sunt familia ei, eu sunt acel tată de duminică și nu duminică de duminică, ci tată de duminică din două în două. Da,
Asta e un regret. Crește copilul acum chiar, nu știu, de la săptămână la săptămână, sau în sfârșit din două în două săptămâni, sau hai să zic la lună, de la lună la lună, se transformă. Având 12, 13, 14, acum aproape că se modifică și fizionomia, și statura, și atitudinea, și tot. Sunt multe schimbări. E, mie mi-ar fi plăcut să le văd zilnic. Așa ar fi fost frumos. Este foarte, foarte frumoasă. Tu vezi asta, nu? Păi da, văd. Este într-adevăr. E, are trăsături foarte frumoase. Îmi place să cred că sunt câteva și de la mine. Am postat și eu niște poze făcute de ziua ei, făcute de mama ei, care chiar a fost acuzată cumva că a machiat-o. Eu nu văd acele machiaje, în sfârșit, mai puțin contează asta, dar am văzut ce reacție am avut pe Facebook, câtă lume a spus că este superbă, că e minunată, că așa mi-au dorit la mulți ani. M-am simțit mândru tare, tare. Cine te așteaptă acasă? Mama. Locuiesc cu mama mea. O pisică, un cățel? Am un papagal. Un papagal? Are mama doi papagali. Cum îl cheamă? Au fost doi și era așa, i-am luat pentru Mica și Mica le-a dat nume. Și îi chema Tic și Toc, era TikTok, tocmai apăruse TikTok-ul. Tic și Toc, dar Toc a murit, a rămas Tic. Care este principala ta trăsătură? Ce crezi? Nu știu, onestitatea, cred. Care este calitatea pe care o apreciezi cel mai tare la prietenii tăi? Nu știu. Cred că tot onestitatea. Adică ce ofer, aș vrea să-i și primesc. Principalul tău defect este? Încăpățânat. Încăpățânat. Adică m-am pun câte o idee în minte și nu mă las până nu iese, dar uneori nu iese și eu sunt încăpățânat că vreau să fie recunoscută ca și cum a ieșit. Care este greșeala din viața ta pe care n-ai repeta-o niciodată? Că n-am plecat din țară. Regreți asta, da? Da, da. Când am plecat, când am terminat Institutul de Arhitectură, bine, că am deschis firmă, că nu știu ce, dar înainte de a deschide firmă, aveam niște prieteni în Belgia, care, văzând ce se întâmplă în țara noastră, m-au chemat să-mi arate Occidentul. Nu ieșisem până atunci. Și am vrut să rămân. Aveam loc de muncă în arhitectură. Chiar dacă nu absolvisem, pentru că eu m-am întors imediat atunci, am deschis firmă, dar eu am terminat chiar în 1990, deci după vreo 5 luni. Am absolvit. Și, dar se recunoștea, adică aveam deja, era al șaselea an, era cel de diplomă. Eu găsisem loc de muncă, găsisem tot acolo, sprijin, casă. Ce te-a ținut în România? Mama. Am venit la mama. Se chinuise atâta să mă țină și în facultate și să intru și să tot să locuiam împreună. Și mi s-a părut că n-ar fi corect să rămân acolo și să o las singură. Care sunt greșelile care ți inspiră cea mai mare indulgență? Ce poți tolera? Eu pot tolera prostia. Am în ultima vreme mi-am dat seama că este atâta că dacă nu o accept, înnebunesc. Unde îți găsești refugiul atunci când ai nevoie de el? Tot la mamă. Și este ultima întrebare, ce ți-ar face mai fericit decât ești astăzi? Să mă înțeleg bine cu iubita mea. Mulțumesc foarte mult, Mihai Albu, pentru prezența la cină. Dacă ți-a plăcut, mai treci pe la noi. Mulțumesc mult, cu drag, cu drag. Te mai așteptăm. Și dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, dacă ați ratat această emisiune, o găsiți pe YouTube. De asemenea, dacă aveți a ne face sugestii pentru invitați aici la cină, vă așteptăm de asemenea mesajele la adresele pe care le vedeți pe ecran. O seară liniștită!